Salutare prieteni, ce faceți? Bine ați venit la un nou video. Astăzi revin cu un nou antrenament pentru acasă, unde ne vom folosi doar de benzi elastice și vom face un antrenament pentru picioare și fesieri. Ne vom folosi de bandă de rezistență medie și de bandă de rezistență mai mică pentru a face 5 exerciții, o să vă arăt azi, pentru partea inferioară, de la fesier până la gambe. Cu ajutorul benzilor elastice vom pune contracții în plus mușchilor, ceea ce ne va ajuta să ardem mai multe calorii, să creștem masa musculară mult mai ușor și ne va ajuta în obiectivele pe care le avem noi. Ceea ce este bine atunci când lucrăm cu benzile elastice și mai ales dacă lucrăm acasă, este bine că aceste exerciții pe care le arăt eu pot fi făcute atât de bărbați, dar și de femei. Dacă încă nu aveți o bandă elastică și lucrați acasă, vă încurajez să vă achiziționați una, pentru că o să vă ajute foarte mult. Dacă aveți și gantere foarte bine, puteți să diversificați antrenamentele mult mai bine. Vă aveți la mine pe canal multe playlist-uri cu exerciții fără echipament, fără niciun fel de echipament, exerciții cu gantere și acest playlist cu exerciții cu benzi elastice. Puteți să luați din fiecare playlist câteva exerciții să vă faceți propriul vostru program, sau dacă aveți doar o bandă, puteți foarte bine să faceți doar de aici exerciții sau cu gantere sau cu propria greutate. Înainte de a începe, nu uitați să dai un like la acest video, să te abonezi la canalul meu și să distribui dacă știi pe cineva care are nevoie de acest tip de antrenament, invită la mine pe canal. Bun, haideți să mergem la treabă. Bun, și după cum v-am obișnuit, o să începem cu exercițiul de bază, bineînțeles că vom face genoflexiuni și o vom face cu bandă de rezistență mai mare, este rezistență medie. Vom face genoflexiuni, vom pune picioarele deplasate la nivelul umerilor, pe bandă elastică, vârful puțin în exterior. Apucăm banda elastică și aici tot avem două variante. Dacă banda dumneavoastră este foarte grea, de rezistență foarte mare, puteți să țineți aici banda. Dacă nu, dacă e de rezistență mai mică, ca să punem eficiență mult mai mare, vom ridica banda sus. Da? Și de aici, îndoim genunchii, ținem spatele drept, coborâm și ridicăm. Da? Sau de aici, dacă banda voastră este foarte grea și nu puteți să faceți cu ea, să o întindeți atât de mult, bun, poate foarte bine stai aici. Coborâm controlat și ridicăm. Faza este că uitați, aici nu mai apare rezistență în bandă elastică. Când o avem aici sus, este permanent rezistență. De aceea spun că depinde de banda pe care o aveți. Vom face 12 repetări, 3-4 serii. Respirăm. Atenție, când ținem aici brațele sus, să nu le ținem în față, să le ținem cât de mult pe spate putem, pentru că asta ne va indica cât de drept ținem și spatele și de aici și genunchii vor fi într-o poziție foarte bună dacă ținem brațele mai pe spate. Hop, și încă una. Bun, coborâm. Acesta a fost primul exercițiu, un exercițiu foarte bun, care ne lucrează nu doar picioarele, ne lucrează cam tot corpul, pentru că să ții banda elastică acolo stabilă, îți lucrează și umărul, îți lucrează și spatele, de aceea este un exercițiu foarte complex. Dar în principiu ne va lucra picioarele. Dacă vom lucra cu banda elastică aici, vom lucra și un pic din spate, dar mai ales picioarele. Bun, trecem acum la cel de-al doilea exercițiu. Am făcut exercițiul de bază genuflexiuni, un exercițiu care ne-a încălzit foarte bine musculatura la toate grupele musculare. O face acum pentru bicepsul femoral. Vom folosi tot banda de rezistență mai mare, cum o apucat de jos. Astfel punem picioarele pe bandă elastică. Aici nu vom depărta de mult picioarele. Apucăm banda elastică să avem rezistență și aici jos, de aceea să o apucăm mai de jos. Ținem spatele drept și de aici flexăm puțin genunchii, spatele drept, umerii spre înapoi, flexăm genunchii și îndoim spatele. Aici vom simți contracții foarte mari în bicepsul femoral. Bun, și de aici ridicăm și respirăm. Din nou, spatele drept, flexăm puțin genunchii și ridicăm. Bun. Sunt bine, este ca și cum ai lucrat cu bara până la bucătărie. Deci de asta eu recomand foarte mult benzi elastice, mai ales dacă lucrezi acasă, te va ajuta enorm de mult.
că este rezistență mult mai mare decât dacă ai face cu gantele acasă. Gantele nu pot fi o gantă atât de mare și rezistența nu atât de mare. Pentru că aici sigur am mai mult de 10 kg, aveți voi gantele acasă. Nu mulți au gantele mai mari de 10 acasă. Dar banda elastică ne oferă posibilitatea de a lucra cu rezistență mult mai mare decât 10 kg. Da, puteți apuca mai de jos, rezistență mai mare, nu mai de sus, rezistență mai mică. Încă una. Hai să ne gândești din față poziția picioarelor. Da? Nu este foarte deportată, este exact la nivelul umerilor. Sau chiar mai apropiată. Presăm puțin genunchii. Și ne ridicăm spatele drept, pieptul înainte. Presăm puțin genunchii. Și ne ridicăm. Am foarte mare febră la lumbar, pentru că eram făcut un defect. Am febră la lumbar, de asta azi ne-am ales să merg la sală, pentru că se fac aceste îndreptări pentru bicepsul lumbral și genul și bara și așa. M-ar fi durut foarte tare lumbarul, de asta am ales să fac acasă. Vedeți cum puteți să diversificați antrenamentele, poți face acasă, poți face la sală, poți face în aer liber, uneori, deci nu e obligator să vin doar la sală sau să faci doar acasă. Poți să schimbi, să faci și alergare, să faci mai multe chestii, pentru că sportul nu înseamnă doar să mergi la sală, să tragi de fiare. Este mult mai complex decât, dar cu timp poți să înțelegi chestia asta. Bun, am făcut și celălalt exercițiu pentru biceps femoral. Trecem acum la un exercițiu pentru fesier. Ok, vom folosi tot banda de rezistență mai mare și vom face hip thrust, dar cu banda elastică, nu cu bara sau cu altă greutate. În primul rând, ne vom așeza în poziție. Atenție, omoplații să fie deasupra suprafeței, da? Să nu stăm ceva de genul aici, da? Omoplații deasupra. Ok, așezăm banda elastică aici, sus, bun. Da? Este în două banda mea elastică. Apoi, această buclă o vom pune sub picior, sub talpă. Bun. Și cealaltă la fel în partea cealaltă. Da? Și uitați cum apare, cum am putut să ne punem banda elastică și să apară o rezistență foarte mare. Bun, acum picioarele ne ridică ca să ne găsim poziția corectă. Poziția corectă la acest exercițiu v-am spus cu spatele cum trebuie. Acum, când ne-am ridicat, să avem 90 de grade între gambă și coaps. Da? Aici. Contractăm bine fesierul. Coborâm. Controlat, ridicăm, aici capul nostru nu vom ține pe spate, vom ține privirea aici în față și capul spre înainte și contractăm fesierul, o să simțiți mult mai bine decât dacă a sta relaxat din cap. Da, aici, în cobor, da, puteți să relaxați, ridicăm, privirea în față și contractăm fesierul. Hop! Da, mult mai bine decât dacă ați face cu o greutate de 10 kg, clar. Rezistența mult mai mare. Și mulți bărbați ignoră acest exercițiu cu benzodiazepine. Am văzut că femeile mai mult și am venit pe canal femeile cu benzodiazepine mai mult. Dar nu sunt de ignorat acest exercițiu, că vă pot ajuta foarte mult în plate acasă. Bun. Oh. Ce bine lucrează! Dacă faci fără pauză, vei simți și în coapse. Când am făcut fără pauză. Dar fesierul meu a lucrat foarte bine acest exercițiu. Bun, acum trecem la celălalt patrulea exercițiu. Și vom încerca fandări cu banda elastică. Vom folosi banda de rezistență mai mică. Și vom poziționa piciorul pe care vrei să lucrăm la jumătatea de mic. Pentru banda de rezistență, pentru această bandă de rezistență mai mică are o rezistență mai mică, deci o aplicăm mai de jos. Da? Luăm poziția aceasta. Vedeți? Cum am 90 de grade între gambă și coapsă și în față și în spate. Și de aici ridicăm cu spatele drept, umerii spre înapoi. Bine, coborâm, rezistă. Coborâm, vedeți cum aici nu întindem genunchii de tot. Îl țin puțin în flex. Hop. Spatele meu rămâne drept. Lucrează puțin și spatele.
involuntar. Ne punem accent pe picior, pe fesier, lucrează foarte bine. Respirăm și vom face 10 repetări pe dreptul, 10 repetări pe stângul. Haideți să mă vedeți tot așa, pentru că se vede bine. Bun. Rezistența este aceeași. Întâi ne poziționăm ca să vedem dacă poziția noastră este corectă și de aici ridicăm. Bună, Luna! Hop! Hop! Intră foarte bine și fesierul. De multe ori la sal când fac andai, fac febru la fesier. Hop, încă una. Hop, hop. Bun. Bun. Te rog, nu crezi cu pensiile astea ce vine să facă, ce fac aici. Bun, acesta a fost celălalt patru exercițiu. Am făcut și fantări, ne-a mai rămas gambe. Deci am lucrat și cu coapsele și bicepsul femoral și fesierul. Toată partea asta am lucrat-o cu aceste patru exerciții. Acum vom face și un exercițiu pentru gambe. Bun, acum pentru ultimul exercițiu vom face ridicări pe vârfuri. Vom pune banda elastică deasupra pe ceafă. Atenție să o poziționăm să nu ne doară. Vom merge aici la această suprafață și trebuie să punem vârful pe banda elastică. Este mai dificil, dar nu contează. Da? Vârful e aici. Coborâm și ridicăm. Atenție că trebuie banda elastică să fie exact sub vârf, pentru că dacă este sub talpă la mijlocul tălpii, ne va aluneca. Coborâm sub, de aceea ne trebuie o suprafață. Putem să facem și pe sol, dar v-am mai spus că nu este același lucru când ridicăm de aici sau de aici. Una este să ridici de aici de jos, apare contracție mult mai mare, una este să ridici de la acest nivel. Hop. Mai facem între 10, 15 repetări, 20, depinde. Pentru gambe trebuie să facem mai multe repetări decât pentru celelalte grupuri musculare. Oricum, gambele sunt destul de neglijate. Trebuie să lucrăm cel puțin de două ori pe săptămână. Lucrez fiecare grupă de două ori pe săptămână și mi se pare ideal. O să lucrezi de mai multe ori, bineînțeles. Bun, acesta a fost și pentru gambe. Uiteți, la fel parte vine să faceți și pe un singur picior. Puteți să faceți și cu un singur picior și să trageți de banda elastică, ca să apară rezistență aici. Da, deci sunt câteva variante, dar destul de dificil. Însă poți să faci pe aceasta și te va ajuta foarte mult dacă lucrezi acasă. Sau cu gantele pe un singur picior aici. Aveți mai multe variante. Bun, acesta a fost antrenamentul. În regulă, prieteni, acesta a fost antrenamentul de picioare pentru acasă, unde am folosit doar de benzi elastice. Am lucrat și picioarele și fesierii. V-am arătat 5 exerciții în care ne-a lucrat toată partea inferioară. Sper să vă ajute aceste exerciții. Bineînțeles că v-am spus că aveți altfel de echipament pentru acasă și fără echipament. Găsiți totul la mine pe canal. Dacă aveți întrebări despre acest videoclip, lăsați-mi-le jos în comentarii și eu o să le citesc și o să vă răspund fiecare în parte. Puteți să-mi dați un follow și pe Insta sau să-mi scrieți și pe Insta, că acolo răspund și pun story-ul zilnice. Și pe Facebook, dacă vreți să-mi dați acolo un like. Și nu uitați de website-ul meu, unde găsiți programe de antrenament și shop-ul meu, de unde vă puteți achiziționa și tricouri de sală și multe altele ce vor veni. Și dacă ți-a plăcut acest video, nu uitați să dai un like, să distribui unui prieten și să te abonezi la canalul meu și ne revedem duminica viitoare cu un nou video. Pa!